Hei, prieteni, bine ați venit la un nou episod. Videoclipul anterior cu Nu intra niciodată la ora 3 de noapte pe TikTok v-a plăcut foarte, foarte mult, așa că am decis chiar acum să fac partea a doua. Dacă mai doriți să continui cu această serie, scrieți-mi chiar acum în comentarii cu cine ați mai dori să vorbesc. Neapărat scrieți în comentarii acest lucru, deoarece mă motivează să mai fac în continuare și îmi mai dați și idei de altfel. Și chiar acum, iată, am intrat pe TikTok, o să pun undeva pe aici, cred, și vreau să... Aceasta este pagina mea, suntem 40.000 de urmăritori, vă mulțumesc foarte mult, linkul ăla aveți în descriere dacă doriți să mai intrați. Și după cum știți deja, se spune că dacă intri la ora 3 de noapte pe TikTok, se întâmplă unele lucruri foarte, foarte ciudate. Dacă ați privit prima parte, deja știți despre ce este vorba, sau dacă nu, o puteți privi chiar acum undeva pe aici, pe sus a apărut. Și ce să zic mai mult de atât, sper să reușim și astăzi să se întâmple ceva ciudat, ceva straniu. Mă rog, mulți fug de toată chestia aceasta, însă nu dea peste ceva straniu și periculos, pentru că le este frică, știți ce spun. Însă noi vrem acest lucru să se întâmple ca să fie și videoclipul mai interesant. Haideți să începem. Vă spun din start dacă o să fie unele clipuri cu piese, ceva cu melodii. Nu o să pun acele melodii, deoarece pot să-mi iau drept de autor, dacă știți regulile YouTube-ului, așa că o să fie pe mut. Arat ieri că veți pleca într-o mini-vacanță astăzi, de la București spre Grecia. Este adevărat și ce veți face atunci? Și dacă astăzi nu plec, atunci cine e balabol? Dar știu atât, ce-ori pe bine, tăcoie nici eu. Prieteni, nu știu dacă voi știți ce înseamnă balabol, însă este un cuvânt urât, știți? Mă rog, dacă știți limba rusă, ați înțeles deja. Băi, ăsta este președinte, mă, și uite cum vorbește el. Că veți pleca într-o mini-vacanță astăzi, de la București spre Grecia, este adevărat și ce veți face atunci? Și dacă astăzi nu plec, atunci cine e balabol? Ai urma! Bă, deci nu pot să cred că este adevărat toată treaba aceasta, deoarece n-ai cum să te lovești de atâtea ori, să nu-ți dai seama că ceva nu este în ordine. Și chiar să fie adevărat, gen, o insectă pe lângă tine, nu dai atât de tare, măi, și fără să te uiți încă, nu știu, tocmai la urmă s-a uitat. Voi vă dați seama cât de dureros este? Uitați, a căzut undeva de la 3 metri, cred că sunt 3-4 metri, și a căzut pe spate, wow! Ce se întâmplă aici? În genul ăsta ferește zăpadă la o parte, cu siguranță cade ceva în cap. Ce se întâmplă? Ce vă spunem? Băi, ăsta cât s-a chinuit ghetul să facă loc și la urmă, da, hai din nou, ia lopata și dă-i mie departe. Oi, 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 brata, întoarne în paharii, ei, 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 să uităm noi de amari. Oi, 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 brata, în beu azi eu cu tine, ei, 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 tare mă să-mi ghini. Am vrut să mă stăr, eu pula, oi, pe că o drag rasea mie. Nu mă pot stupără de pe ușa lui Pută în Dumnezeu, mă, așa. Vei ca un idiot, n-acu. Am vrut să mă stăr. Nu știu dacă îl știți pe tipul acesta, însă este foarte popular, a devenit viral acum în ultima perioadă. Da, ce să zic, sper că nu ăsta este cel ciudat, ce lucru care trebuie să se întâmple astăzi. Перед вами, друзья, самый загруженный перекресток в Москве. Отсюда начинаются все пробки в Москве, все. Deci, типул ăsta spune că aici este o intersecție din Moscova și de aici se începe haosul, ambuteiajul în Moscova. Cine este vinovat în această situație? Ne întreabă pe noi.
scrieți voi părerea în comentarii, cine este vinovat, însă în orice situație trebuie să te asiguri înainte de a deschide ușa, așa că vă dați seama cine este vinovat. Bă, voi doar priviți ce se întâmplă aici. Ăștia sară în apa aia, bă. Asta ce este la ei, mă? Ruta ce? Metrou? Bă, cum s-a dus ăla? Ce naiba se întâmplă și se distrează aici? Deci da, prieteni, până ce nu se întâmplă absolut nimic ciudat, am deja 16 minute, da? De când privesc și privesc și mai nimic, iată, în afară de acest lucru. Nu, oricum, dacă serios, mai nimic ciudat nu se întâmplă și nu înțeleg care este faza. Ce se întâmplă? Ce e asta, mă? Păi, deci nu pot să cred. Bă, cât de horror a fost. Hello. Pennywise. Bă, deci eu cred că ceva s-a început deja să fie pe aici, chestia aia pe care noi o așteptam să se întâmple la ora 3 de noapte pe TikTok, pentru că au început să apară doar clipuri de groază. Hey yo, Halloween Horror Nights check. Uitați iarăși. Bă, deci nu pot să cred așa ceva. Bă, cum se rotește? Ce se întâmplă, mă? Deci, prieteni, eu am decis să ies de pe TikTok-ul acesta, deoarece ceva ciudat se întâmplă deja și nu înțeleg care este. Ce s-a întâmplat? Mi s-a stins telefonul? Stai mă așa. Băi, nu pot să pornesc telefonul. Nu mai știu exact câte procente aveam la baterie, dar băi, erau procente. Era jumătate de baterie, dacă nu greșesc. Bă, deci nu vrea să se aprindă, nu vrea să se pornească. Ce naiba? Deci s-a început, prieteni, toată nebunia aia pe TikTok. Dacă pornești telefonul, vei muri. Bă, deci nu pot să cred așa ceva. Cum adică? Deci eu nu-l mai pornesc. Nu înțeleg ce naiba se întâmplă, eu am încercat să-l aprind și nu puteam și acum mi se spune, cine îmi cere acest lucru, nu înțeleg. Ok, am intrat pe TikTok, putea aplicația să dea erori ceva, dar nici de cum telefonul, prieteni, ce se întâmplă? Ok, eu gata, am decis să nu-l pornesc telefonul până mâine dimineață. Mâine dimineață o să îl aprind, pentru că acum chiar mi-e frică și mi-e teamă. O să plec acasă, deoarece acum sunt în mașină la mine și chiar este foarte, foarte horror. A devenit și mai horror în momentul în care am văzut acest mesaj. Deja și dispărut. Nu știu să încerc oare să-l aprind. Dar nu, prieteni, haideți închidem acest videoclip aici. Dacă mai doriți să mai fac și partea a treia, apreciați chiar acum acest videoclip cu un like, scrieți-mi despre aceasta în comentarii și abonați-vă la canal. Să fim o familie cât mai mare și, desigur, puteți să-mi dați un follow pe Instagram, căci acolo sunt foarte, foarte activ. Însă pe astăzi eu cred că ajunge. Am să plec și eu acasă, deoarece aici este prea, prea horror. V-am pupat și vă iubesc. Pa! We'll be right back.